Bună! Ce mai faci? Anul nou fericit! Am postat curs online nou de manicură cu această întreținere, cu schimbare de formă din oval în pătrat scurt. Iată o scurtă prezentare a cursului. În cele ce urmează, te invit să rămâi alături de mine și să vizionezi mini-tutorialul bazat pe cursul de manicură online din nivelul de întreținere de pe Patreon. Iată, elimin gelul anterior jos, după care împing cuticula cu pusherul. Mai apoi voi ridica ligamentele, voi desprinde ligamentele cu acest bit lacrimă galben, folosind freza pe forward. Lucrez din aproape în aproape, în cuticulă, în sinus și apoi în canalele de creștere. Desprăfuiesc mereu să am vizibilitate maximă. Iată ce frumos se curăță cuticula. Apoi, cu același bit, voi lucra cuticula pe sensul de rotație reverse al frezei. Desprăfuiesc, iar unde observ că a mai rămas făiță albă, revin cu bitul. Apoi, cu un bit conico-cilindric roșu, ridic cuticula, de asemenea pe sensul de rotație forward prima dată, iar apoi pe sensul de rotație reverse.
Desprăfuiesc și iată ce minunat arată cuticula. Cât de frumos arată totul mătuit. Acum voi tăia cuticula de pe faldurile laterale. Zici că nici nu a fost tăiată cuticula, atât de perfect arată. După care finisăm faldurile laterale cu sfera. Aplic nail prep pe fiecare unghie în parte. Atenție, nail prep-ul se usucă instant la aer. După care folosesc Ultra Bond, care îl aplic doar pe unghia naturală. Folosesc gel 2-in-1 Polish Base ca bază. Îl aplic pe fiecare unghie în parte pentru a fi sigură că nu se scurge în cuticule și canalele de creștere. Iată ce frumos arată! Folosesc Builder Clear Gel cu Fiberglass de la Diamond Nails.
După ce am uscat gelul, urmează să execut pașii de pilire, primul fiind cu freza. Acum execut scobirea pe dedesubt în doi pași, prima dată cu bitul mare de gel, iar apoi cu bitul pentru scobire pe dedesubt. Desprăfuiesc și iată ce curba ce proeminentă am creat. Apoi cu o pilă de carton pilez suprafața unghiei. Următorul pas este să creez apex de 30% cu rubber base. Iar acum, folosind oja roșie Carnaby de la Lesente, voi face niște unghiuțe frumoase din tot ceea ce ați văzut până aici. Splendid acest roșu! Foarte, foarte subțire este stratul care îl aplic și deci poți observa cât de pigmentat este. După ce am uscat-o așa semi-permanentă roșie, aplic și top coat peste. Folosind gelul Stone Gel de la Buff și pietricelele acestea superbe de la Hollywood Perfect Nails, voi crea o bijuterie pe degetul inelar. Draga mea, acesta a fost tutorialul. Dacă vrei să vezi și detaliile ascunse ale acestui tutorial, curs online de manicură, te invit să te înscrii acum la cursurile online de manicură de pe Patreon, accesând linkul din descriere de sub acest video. Sau cere în privat linkul pe Dascălui Ionela Ana, Instagram, Facebook sau YouTube. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Sper că ți-a făcut plăcere să vezi acest video
și te aștept în comunitatea Patreon pentru a învăța mult, mult mai multe lucruri decât ai văzut deja aici. Aici a fost doar o picătură din întregul pahar. Pupici, ai grijă de tine!